este o premieră în Republica Moldova, pornirea și lansarea unui proiect de această grandoare. Noroc, prieteni! Voi probabil vă uitați acum la mine și vă gândiți, dar ce are oare acest om nou la dânsul? Corect, este Cofточка, batnicul. Mă numesc detectiv laxativ, astăzi sunt în teritoriu, analizez o situație și vreau să vă raportez ce am aflat. Mă aflu la arena polivalentă din centrul de excelență Rousseau. E un centru din Satucu unde trăiesc eu, obișnuiesc să trăiesc eu în Conadia. 3100 de locuri capacitatea arenii, 3100 de locuri. Noi suntem la un fel de etaj 2, jos sub noi sunt niște cantine, niște țeli mai mici de antrenamente, acolo niște pațanași în capăt, dacă vedeți, aleargă, se antrenează aici pe o pistă de alergat, dar nu asta contează. Contează că dacă ieșim afară, descoperim sute de locuri de parcare, cum e și normal, și descoperim nu mai mult de 10-15 hectare de pământ. La o arenă de 3100 de locuri, cam în jumătate de ceea ce au vrut Candu, Damir, Gaburici, toată mafia, toți prietenii ăștia noștri scumpi. Am o apare întrebarea, cacova lor le trebuie 70 de hectare pentru arenă în Moldova, când de aici bine mersi 3100 de oameni în public plus echipe, ăsta de postite pe 10-15 hectare. Și nu le-a ajuns lor. Și încearcă ei să compenseze. Mărimea la și partea corpului îi faci pe dânși să delapideze și să furi de la stat atâta. Candu, Damir, Gaburici, aștept răspunsurile voastre mai jos în comentarii. Anticipat, vă mulțumesc și vă trimit în... În Republica Moldova, cum s-ar zice. Eu am copii. 3. Și la sfârșit de săptămână, câteodată când mai am timp să mai stau cu ei, am o foarte mare semn de întrebare... Unde să merg cu copiii? Că atunci ați câștigat Eurovizionul.